ca psiholog am încercat să fiu cumva mai atent la nevoile autentice ale oamenilor. Cumva am descoperit psihologia după ce am fost diagnosticat cu psoriasis și cumva, hai să spunem, am trecut eu prin aceleași filtre prin care vreau să treacă și oamenii care vin la mine pentru evaluare sau psihoterapie. Ca traducător, sunt director la o firmă de traduceri, de fapt. Pasiunea asta pentru cuvântul scris, să spun așa, mi-a venit în urma literaturii pe care am descoperit-o iarăși, iată, în urma psoriasisului. Debutul, practic, nu a fost unul brusc, a fost unul lent, treptat și până să-mi dau seama, m-a cuprins cu totul și aveam, cred că 18-19 ani. Mama nu a știut despre ce este vorba, nimeni nu știa cât de grav este sau nici despre faptul că mă va însoți toată viața. În ceea ce înseamnă psoriasis, oamenii sunt foarte puțin informați. Chiar și medicii de multe ori. Am întâlnit cazuri în care medicii spuneau, ok, e doar o problemă de estetică, treci peste ea ușor și totul poate să fie bine. Dar nu este chiar așa. Durerile articulare care nu te lasă noaptea să dormi sau iarna când ai o formă de psoriasis generalizat și ți se lipesc hainele de corp când te întorci în casă și trebuie să le dai jos de pe tine cu dușul. Lucrurile astea fac ca boala să fie mai grea decât pare la prima vedere. Primele semne de psoriasis înainte de generalizare, înainte de a deveni grav, le-am avut totuși în copilărie. A fost momentul acela în care mi-a apărut psoriasis în coate, iar maica mi-a crezut că este de la salata de beof sau de la ouăle umplute, drept pentru care un copil cu psoriasis doar în coate nu a mai mâncat ouă umplute în mulți ani. Viața unui pacient cu psoriasis este ocupată în mare parte, din timpul liber al unui pacient cu psoriasis este ocupat de căutarea unor soluții. Fie că trebuie să stai cu crema pe tine în fiecare seară, lucru care se deranja pentru tine cât și pentru ceilalți. Viața unui pacient cu psoriasis mai este în același timp și cumva mai izolată decât a celorlalți oameni. Cum reușești să ascunzi? Purtând mereu cămăși cu mâneci lungi, fond de tempă unde este cazul, creme inflamatoare. Soluțiile sunt foarte multe. Cel mai dificil lucru este stigmatizarea. Există o tendință naturală, cumva, a omului pe care o înțelegem noi de a se feri de cei care au anumite probleme. Astfel încât pacienții cu psoriasis să ajung să fie marginalizați. Spre exemplu, eu, în urmă cu vreo 15 ani, am lucrat într-un birou unde aveam foarte mulți colegi și unde am stat, hai să spunem, cam 8 ani. Nimeni de acolo nu a știut ce am. Atât de bine am reușit să mă ascund. Deși este ceva vizibil. Pielea este, de fapt, una dintre primele interfețe ale interacțiunilor umane. Până să ajung să-i cunosc personalitatea unui individ, să știu cine este el, de fapt, ce valoare are, în ce crede, cât de inteligent este, cât ce profunzime a gândirii are, îi văd pielea. Și atunci, automat, omul din societate pune un calificativ, poate un minus. Nefiind informați, plus asta înseamnă că, ok, omul care interacționează este ușor marginalizat.